profunde, noi considerăm că clasa politică din Republica Moldova s-a descreditat, în mod special cea de la guvernare, s-a descreditat că alegerile ar fi unica modalitate pentru a readuce legalitatea în capul procesului politic din Republica Moldova și, pornind această analiză a noastră, ne declarăm că vom merge în opoziție față de orice candidat, fiindcă asta ar însemna, într-o măsură sau alta, majoritatea care, iată, s-a clădit, se clădește și așa mai